Oh, să mergem. Te rog. Am început să facem pregătirile de nuntă. Știm deja cine o să cânte la nunta celor doi. Și cine o să prezinte nunta? Noi doi. Păi, doamnă, cu asta le-a trebuit să nu că... Stați acolo, că să vă dăm o sugestie. Iar de cântat va cânta inegalabila Ionela Guzic. La mulți ani, Ionela! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bine ai venit, frumoasă! Ionela, bine ai venit să ne trăiești cu numele, să fii sănătoasă, fericită. La așa surpriză nu mă așteptam. Ia uite, mă, să ne vedem dacă trăiești cu toate, cu toate ale tale. Zine de America, zine cât mai pleci, te mai întorci, te da, mai sucești. O să plec la sfârșitul lunii, dar avem atâtea de povești. Ha, hai, 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 te ne așezăm. Zine, zine, ce ai să ne povestești? În primul rând sunt foarte fericită că de Sfântul Ion sunt aici la voi. Nimic nu-mi doream mai mult. Păi de Sfântul Ion la noi e beton. Ai venit unde deci trebuia. Exact dorința mea de câțiva ani să vin la o emisiune când e ziua mea, dar îmi doream la emisiunea voastră. Ești ascumpete. Și n-am venit singur, am venit și cu o cățelușă, e pe acolo, pe la colegii voștri. Am văzut-o, nici nu știam cu e. Vreau să vă zic că ai voștri colegi au adorat-o. Toată lumea care a venit, o iau eu, o iau eu, o iau eu. Deci o să mai vin cu căței ca să le găsesc familie. Ești genul ăla de iubitor de animale înfocat? Mă numesc voluntar pentru că fac lucrul ăsta necondiționat. Nu sunt medic, nu fac parte dintr-o asociație. Dar e nevoie de voluntar pentru că sunt foarte mulți abandonați. Povestește-ne, că noi știm foarte puține lucruri despre asta. Da, eu am crescut la țară, într-un sătuc frumos, într-o zonă bucolică, într-o zonă de deal, foarte frumoasă, în sudul Gorjului. Dar în același timp, sunt foarte multe cazuri de violență cu animalele. Wow! Aici mă refer la... și am fost și părtașe la astfel de momente, la cai, care sunt foarte abuzați la noi în România, și la câini, că sunt abandonați oricând, oriunde, din mașină, din tren, în lacuri. Cei mai mulți sunt la gunoi și nu se acceptă sterilizarea. E foarte greu să convingi un om să-și sterilizeze animalul, chiar dacă campaniile în sfârșit sunt gratuite. Da. Într-un număr foarte mare, aici mă refer, de exemplu, 2019 a fost primul an în România, unde în București s-a asigurat sterilizarea gratuită a câinilor pe perioadă de 6 luni de zile. Niciodată n-a fost o astfel de campanie. Și foarte mulți voluntari au făcut astfel de campanii și în multe sate din România, însă nu sterilizează. Care este mesajul vostru, al celor care se ocupă de animalele abandonate? Mesajul meu. Exact. Am și ales un cântec de altfel pentru ziua aceasta veselă și a tuturor sărbătoriților. Cântecul se intitulează Vreau să trec frumos prin viață. Mesajul este unul foarte pozitiv, este un îndemn să încercăm să facem tot posibilul, chiar dacă este vorba despre un animal, pentru că în România animalele sunt tratate nu ca ființe, ca obiecte, pentru că nu ești pedepsit. Poți să faci orice cu un cal, că nu ești pedepsit. Nu există drepturi și legi pentru animale sau dacă există, nu sunt aplicate. Și mesajul meu este să fie cât mai mulți oameni, să fie pozitiv, să fie frumoși ca oameni, ca atunci când găsesc un cățel abandonat sau un cal lovit, să aibă empatie. Dacă un om are empatie pentru un animal, va avea empatie și pentru oameni. Sigur. Dacă nu are empatie pentru un animal, mi-e foarte greu să cred că o să aibă empatie și pentru un caz de violență asupra unei victime omenești. Mesajul meu este să-și aleagă să-și trăiască viața frumos, fără violență, fără să abandoneze. Azi zilnic sunt abandonați mii de puiuți, mai ales în perioada de iarnă, căci nimeni nu vrea să-i hrănească. Ar mai fi o problemă asupra căreia mă gândeam că am putea insista un pic. Da. Copiii își doresc cățeluși. Mamele, de dragul copilului, iau cățelușul. Cățelușul crește. Și nu mai este iubit. Și nu mai este iubit. Da, este, repet, să nu se înțeleagă că fac parte dintr-o asociație sau în vreo funcție pentru animale. Acest caz este cel mai des întâlnit în perioada de sărbători. Când chiar și animăluțele care sunt salvate, toată lumea vrea cățeluși de Crăciun și la 2 luni îl găsești în adăpost. Și ceea ce nu știu foarte mulți oameni din România este că ei confundă adăpostul cu o instituție care are grijă de animale.
Nu este așa. Orice animal care este dus într-un adăpost și nu este adoptat în termen de 14 zile, este eutanasiat. Deci dacă totuși adoptați un cățeluș, să-și asume responsabilitatea. Sigur. Și pentru acel moment când el o să crească. Gândiți-vă că după fiecare difuzare a filmului 101 dalmațieni în Statele Unite se cumpără foarte mulți dalmațieni, da. Și în câteva luni după aceea mii de căței sunt găsiți în stradă pentru că ăștia mici deja s-au plictisit. Ionela, eu zic să și cântăm de ziua ta. Da, și să nu uitați de mesaj cei care exact primesc această emisiune. Exact așa o să facem. Vreau să trec frumos prin viață.